Alături de ei este și Centrul Județean pentru Cultură și Artă Olt, dar să știți că cel mai sensibil gest l-au făcut consilierii Consiliului Local Colonești, care și-au donat indemnizația pentru a susține acest festival. De aceea, după fiecare evoluție a formațiilor, în numele Consiliului Local Colonești, unul din consilieri va oferi participanților premii. Iacă primul premiu îl oferă Cătălin Mihailă, directorul Căminului Cultural Ilie Martin din Colonești. Coregrafului de la ansamblul Mărțișorul din Corbu, la mulți ani, Ilie Butrugeac. Și pentru ansamblul din Corbu, ansamblul Mărțișorul, tot Iliuță. La mulți ani, dăm voie să te salut cu stânga. Păi așa suntem noi de stânga. Să fie lângă scene Optaș Măgura, iar dumneavoastră să primiți cu aplauze niște prieteni vechi care nu au ratat nicio ediție a acestui festival. De la Casa de Cultură Bârla, județul Argeș, vine cu plăcere la festivalul nostru formația de călușari Floricica. Sunt două generații, seniori și juniori. Amândouă generațiile au câte un vătaf. Bogdan Panțiru și Ionuț Streche, directorul ansamblului Marian Radu, Floricica senior și junior din Bârla, Argeș.
formația de călușari juniori și seniori Floricica, a Casei de Cultură din Bârla, Argeș. Și pentru ei, Cătălin Mihailă, din partea Consiliului Local Colonești, are o diplomă de merit. Ați urmărit un montaj video creat de Cristian Vlădescu pentru Costești Argeș Online.